Yes. You want to try? For you. Thank you very much. You are so kind. Now, this is the lunch time. Yes? And now I give you food. Oh, thank you very much. Thank you very much. I cooked it for you. You did it for me. Yes, all mine? Yes, it's all mine. Yes. It's sweet. Why you broke my video? Normal trebuie să spună, da, frate, sunt bune, wow, extraordinare, dar nu face chestia asta, because de ce? Because I don't lie to people, I tell the truth all the time. Mmm, so sweet. The sweetest orange in my life. Bravo, Victoria. Stai, frate, că m-a luat căldura, jur, trebuie să-mi dau ăsta jos. Fii atent cât i-am pe mine. Mi-a luat ceva mai comod pe mine și mergem spre următoarea destinație. Mai avem și un pic de cafea, o continuăm acolo. Continuăm călătoria spre satul Calanera, adică ape bune. După părerea mea, sătucul acesta este locul ideal pentru a începe descoperirea peninsulei Pelion. Sătucul, al cărui nume înseamnă ape liniștite, se află la 18 km de Volos. Un port comercial important, loc de îmbarcare spre mai multe insule din Marea Egee și totodată bază NATO. Probabil că și din acest motiv, peninsula Pelion este o zonă mai puțin turistică decât multe altele din Grecia. Ceea ce înseamnă mai multă liniște și prețuri mai rezonabile. Practic, sătulețul este o stradă lungă, de o parte aflându-se marea și plaja, și de cealaltă, vilele, tavernele, barurile și magazinele. Este ușor accesibil atât dinspre Volos, cât și din celelalte sate. De aceea, este o destinație ideală ca bază de cazare pentru a cunoaște câteva dintre frumusețile Pelionului. Calanera are o frumoasă plajă, unde, așa cum mărturisește și numele satului, apele sunt foarte limpezi. În câteva locuri ale mării există izvoare submarine care constituie surpriză pentru vizitatori. Satul are o infrastructură turistică organizată, cu moderne facilități și servicii pentru a deservi vizitatorii, dar și pe localnici. Veți găsi multiple pensiuni și hoteluri care oferă servicii de cazare excepționale. Deși eram în extra sezon și pe timp de pandemie, Calanera ne-a lăsat o impresie foarte plăcută. Dragul meu, am ajuns la cea mai cunoscută destinație din partea de nord-vest a peninsulei Pelion. Se cheamă Calanera, adică ape bune, iar noi am ajuns aici. Mai avem un pic de cafea, o să o bem aici și o să-ți arăt cum arată această minunată stațiune. Cam uite! What you found there? I found one cat. Dacă în satul trecut, în Glaros, am hrănit un cățel, aici hrănim o pisică. Natură, apă curată, plajă și animăluțe. Despre asta este vorba în această minunată peninsulă. După cum vezi, totul este închis pe aici. Carantina și lockdown-ul și-a pus amprenta chiar și în cele mai importante stațiuni din această peninsulă. Iar acum eu și cu Victoria mergem să explorăm un pic pe aici. Mergem să căutăm centru, nu? We are still looking for the center. Yes. Where is the center? Follow me. It was lunch time. Aha.
E bună, frate. Îmi place. E bună. Biserică, copac cu platan, un mic parc și ai ajuns în centru, ca în toate satele tradiționale grecești. Drink little water, it's from church, very good. So we go in park. I found the home. Ne-am găsit căsuța. Look, wow, e tare. Ta-daam. Wow, it's nice. Please. Why you ate your lunch? You must bring it here on the table in our home. You will cook dinner here. Aha, ok. Ne-am terminat cafeaua aici, l-am explorat, ți-am arătat și ție cum arată și acum așteptăm asfințitul și apoi mergem acasă. Acesta a fost episodul în care noi am explorat nord-vestul peninsulei Pelion. Don't forget to subscribe and push the notification button. Yeah.